Salutare tuturor, episodul 21 din canal cu Hamburg. Astăzi continuăm meciurile după ce data trecută am terminat prost rău episodul. Am pierdut cu Frankfurt grav. Bine, am câștigat cu Köln în simulare, dar e altceva. Acum o să jucăm cu Hoffenheim, care e pe primul loc, și cu Bayer, care e pe locul 2. Hoffenheim pe primul loc, dar n-am greșit cu nimic. Va fi infernal de greu, dar v-aș ruga să apăsați acolo pe buton de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, intrați în descriere, în comentarii acolo, scrieți în comentarii ceva pentru algoritm, nu știu ce vreți voi, scrieți păduchi îmblânziți, scrieți păduchi îmblânziți, scrieți în comentarii și sau orice altceva, nu contează, da, dați like, contează, dați like. Vă știu că vă place care asta, așa că dați like. În partida cu liderul Hoffenheim, din deplasare, vom juca cu Tenas în poartă, Hato, Akanji, Diomande, Sanchez, Kraus, Miretti, Tillman, iar în față Son, Larsen și Zeballos. Practic, două schimbări față de echipa de titulari, Tenas și Larsen intră acolo. Jucăm în deplasare, cu liderul. Trebuie, dacă vom câștiga, egalăm la puncte, facem 23 de puncte. Jonathan David e la ei, are 3 goluri înscrise în ultimul meci, a dat un hat-trick, dar noi îl nimicim pe băiatul ăsta. De ce zic asta? Că mereu iau goluri de la ăștia pe care le zic. De ce? Jonathan David pasă către John. Jonathan către John. Oh, ce centrare bună! Diomande! Superb! Bă, ce bine a respins-o Diomande. Iată-l pe Tillman, foarte bine, Tillman, pasă, excelentă, n-a fost offside la Zeballos. Zeballos, centrare, către Larsen, dă bă, Larsen, ce dracu faci? Bine, Son, super recuperare, Tillman, șut, scoate, Bauman, aoleu. Să vedem centrarea lui Son, e către Larsen, Larsen cu capul, e corner, nu, așa a dat el, aoleu. Pauză 0-0. N-am prea avut ocazii clare, doar un șut al lui Tillman, dar a fost bine până acum. Manu Sanchez urcă foarte bine aici, Manu Sanchez pasă către Miretti, către Larsen, a fost offside. Nu cred că a trecut ăsta așa de ușor. David aici, David în dreapta, în flanca acolo, n-are cum să dea gol, Tena scoate. Mamă, am ajuns pentru 73, nici nu știu cum. Ha, o să-l bag pe... Pe cine să bag? Pe Balogun o să-l bag. Pe Balogun o să-l bag în locul lui Larsen și o să-l bag pe Jisung în locul lui Son. Și pe Jdorfer în locul lui Zeballos. Și pe Isco în locul lui Tillman, care a fost cam invizibil în meciul ăsta. Bine, Jdorfer, super recuperare, Balogun! Balogun, du-te, tată! Balogun către Jdorfer! Jdorfer! Pasă înapoi, dar n-am avut cum să dau la poartă, futu-ți jocul mămii mătii! Ce pas a dat Balogun, doamne, aiurea rău. Aici pasă la Jisung, cade unul pe acolo, ce se întâmplă? Mingea e la Isco. De ce alegi să treacă Isco? Doamne ferește. Da, un singur minut arătat de la margine, acum recupera mingea. Doamne, bă, jocul, mă, de ce n-am dat gol acolo cu Jdorfer? Trebuia să încerc o scăriță sau ceva, nu știu, dar... Nu pasă, trebuia să dau la poartă. Bă, s-a handicapat, am făcut egal totuși cu primul loc, dar... Da, Kraus, omul meciului, dă-o dracului. A fost un meci extrem de plictisitor, Ungurul ăsta din Academie în sfârșit face și el 16 ani, îl promovăm și îl dăm pe lista de împrumut. Hai să vedem ce playstyle-uri are și ce potențial. Exciting prospect pentru Farcaș, are două playstyle-uri, Flair și Trickster. E CM, e bine. Îl dăm pe loan list oricum. Deja vine o ofertă de împrumut pentru el din Turcia. Sper să se ducă fără opțiune de cumpărare. Noi suntem în continuare pe locul 6. 4 puncte până la Bayern, care a trecut pe primul loc după ce am încurcat noi pe Hoffenheim. E luptă grea rău de tot. Heidenheim ăștia au 7 puncte. Dacă nici pe ăștia nu-i batem în simulare, pe cine să-i mai batem? Ceva modificări în echipă. Intră unele rezerve, hai să vedem ce se întâmplă, câștigăm cu 2-1, bine mă, Coiță am scris pentru ei, Coiță, Kraus și Son înscriu pentru noi, Son înscrie meci de meci, în simulare, că în joc eu cu el nu prea. Farcaș ăsta mai primește o ofertă și din America, de la Orlando, se ducă împrumut. Suntem în continuare pe locul 6, 13 meciuri, putem să ne apropiem la un punct de Leipzig și, să egalăm pe Hoffenheim dacă câștigăm meciul cu Bayern, care e pe primul loc, și să ne apropiem la un punct de Bayern. E șansa noastră, nu trebuie să o pierdem. Am mai bătut Bayernul și sezonul trecut, așa că iată echipa lor. Mațăn acolo, mamă. Noi jucăm cu tot ce avem mai bun în teren. Echipa de titulari Tenas e acolo în poartă, Hato, Akanji, Diomande, Sanchez, Kraus, Miretti, Tillman, Son, Balogun și Zeballos. Jucăm pe Allianz Arena în deplasare. Hai băieți că se poate. Cum ar fi, mă? Cum ar fi o victorie? Wow! Tillman își întâlnește fosta echipă. Sper să facă la fel de bun meciul pe cum face el de obicei, că el de obicei joacă bine. Hai să vedem aici pe Son. Prima acțiune. Heung-Min Son. Încercăm de la distanță. Prea mare distanță oricum. Să-l vedem pe Son. Heung-Min Son cu power shot-ul. Scoate Neuer. Corner. Recentrarea lui Son. E bine. Kraus aici. Mai departe Akanji. Dă din prima. De ce nu dă Akanji din prima? Trebuie să dau la poartă cu Kraus, nu cu Akanji. Scapă aici Moleiro, dar Hato e destul de vitezoman să revină acolo. Pasă către Zeballos mai departe. Tillman, ah, de ce n-a ieșit pasa, oleu. Zeballos pasă către Balogun. Balogun, nimic nu face Balogun. Nimic nu face Balogun. Am zis că n-am cum să dau în bară cu Balogun. Am dat-o rău de tot în bară cu Balogun. Nimic nu face. O să-l vând cu prima strigare. Balogun e sub Larsen. Bă, Larsen are 80 și ăsta are 84. Larsen e mult mai bun. Hai aici cu un contraatac totuși. Tillman. Tillman, dă-mă pasa. E hands totuși. Avem lovitură liberă. Pauză 0-0. Un meci pe care pot să spun că l-am dominat ușor, dar se vede că e Bayern München totuși. E greu. Balogun trebuie să iasă. Va intra Larsen. Am mare încredere în Larsen că va schimba meciul. Mamă, stai că au început ăștia cu tiki-taka. Tiki-taka Bayern München. Nu mai pot să le iau mingea. E incredibil. Sané cu șutul. Tenas cu prima intervenție în meciul ăsta. Musiala. Nu pot să cred cum trece Musiala aici, însă Tenas salvează. E corner din nou. Au al 12-lea corner la rând. Bine, Manu Sanchez. Super meci făcut de Manu Sanchez până acum pe plan defensiv. Dar ăștia rămân în posesie aici Moleiro. Bine, Kraus. Bă, ce bine ne apărăm în meciul ăsta. Acum mă lasă și pe mine să mă apăr. Tillman, pleacă Larsen, pleacă și Zeballos. Zeballos se duce. Hai Zeballos cu o centrare bună sau fă și tu ceva. Zeballos. Zeballos intră în centru. Zeballos e blocat de Madsen, normal. Nu pot să cred. Super pas aici către Musiala. Bine Diomande, superb. Hato respinge până la Zeballos. Avem posesia. Tillman, riscant, mingea e la Manu Sanchez, Manu Sanchez, către Miretti, frumos jucăm aici, du-te Sonaldo, e Larsen liber, du-te Larsen, Larsen du-te către poartă, Strand, Larsen, șut, la scurt, de ce la scurt, mă, n-am vrut la scurt, mă, trebuie să fac schimbări, o să intre Isco în locul lui Tillman, va intra Jisung în locul lui Son, șters rău de tot în meciul ăsta, Son, Jdorfer în locul lui Zeballos, care a fost destul de activ, dar fără realizări, Reis în locul lui Miretti și el. Schimbăm din nou tot atacul. Haideți să vedem centralul lui Isco. E către Larsen aici, însă iese Neuer. Nu o face foarte bine. Trebuie să fim atenți aici. Hai Reis cu șutul. Scoate-o la, bă. Jdorfer dă cu capul. Nu dă cu capul Jdorfer. Madsen. Jan Madsen. E blocat de Hato, care a jucat perfect și el în meciul ăsta. Extraordinar. Nu e bună degajarea, dar mingea e tot la noi, în posesia noastră. Isco, super recuperare! Du-te, Jdorfer, că ești liber! Ești singur! Ești vitezoman! Ești proaspăt! Ești cum vrei tu! Jdorfer! Poate fi erou! Jdorfer! Tu-s morții, moti! Jdorfer, nu se poate așa ceva! Nu mai am cum să rup scaunul, numai în partea asta, că altfel dădeam acum cu pumnul. Bă, băi, acum trebuie să dau pasă. Bă, nu gândesc pe moment, mă! Nu gândesc pe moment, nu gândesc pe moment. Trebuie să-i dau pasă lui Larsen în fața porții. Dar și Jdorfer trebuia să înscrie de acolo, bă, era mai ușor să dea gol decât să rateze, să mor dacă nu. Și scapă cei de la Bayern, aici ultima fază a meciului, Bowie. Bowie, să-l vedem pe Manu Sanchez, care a jucat perfect, cred că e omul meciului Manu Sanchez, la cum a jucat. Fluier final 0-0 și cu Bayern și cu Hoffenheim, niciun gol în episodul ăsta până acum. Bă, pe apărare stăm perfect, dar nu înscriem, bă, nu înscriem, bă, nu înscriem. Într-adevăr, Manu Sanchez, omul meciului, pe bună dreptate, cel mai bun jucător al nostru, s-a apărat perfect. Son a jucat și el bine, dar a fost schimbat. Am dominat clar la șuturi, 6-2, bă, trebuia să-i batem, bă, trebuia, dar dacă nu poți, dacă ești inapt, na. Un lucru foarte îmbucurător însă e faptul că ne batem de la egal cu toată lumea și jucăm foarte bine, se vede că echipa e mult mai bună, dar parcă tot avem, bă, un marcator, mă, Larsen e mult peste Balogun, Balogun dezamăgitor, dar nu știu ce să fac până la urmă. Locul 6 în continuare după 14 meciuri, suntem în continuare la 4 puncte de Bayern, nu e nimic jucat, putem clar să ne batem la titlu și vom avea meci cu Augsburg acum pe care îl simulăm, sincer. Chiar dacă sunt la doar 3 puncte în spatele nostru, Cred că simulăm și probabil vom face un egal, că așa funcționează. Dar îi batem, bă, Balogun înscrie și ne aduce victoria, mă, cu Augsburg. Bine de tot, 1-0, scurt, bravo. Odată cu această victorie am urcat și în clasament pe locul 5, am crescut un loc. Suntem la 4 puncte în continuare de Bayer și Borussia, care merg cap la cap până acum. Au același număr de victorii, de înfrângeri, de egaluri, e absolut un echilibru total acolo. Și avem meci cu Stuttgart, pe care îl vom simula și pe ăsta. 3 schimbări în primul 11, intră Kabak, Isco și Larsen pentru meciul ăsta, jucăm și în deplasare și pierdem. Mă așteptam la asta, sincer. Isco a scris pentru noi, dar am pierdut, mă. Era și cazul să mai pierdem, că nu mai pierdusem de 100 de ani. Și ne meci cu Dortmund, wow. Ora, și Bayern a pierdut cu Leipzig, cu 2-1 și sunt pe 3 în momentul ăsta. Și noi jucăm cu primul loc, cu Borussia Dortmund. Doar meciuri grele am avut în episodul ăsta. Oscar Farcaș pleacă la Orlando City până la urmă împrumut pentru următoarele 6 sezoane din iarnă. 6 luni, nu 6 sezoane, ce dracu vorbesc. Mai pleacă un jucător, am intrat în perioada de transferuri, de asta pleacă jucătorii. Pleacă Mendes cu totul, Vieira pleacă și el cu totul, Santos și Farcaș pleacă împrumut. Avem 9 milioane de euro buget și trebuie să luăm un român. Bă, și putem să facem o chestie nemai văzută până acum. Înainte să iau un român, vreau să-l iau pe Chinoneș, pentru că expiră contractul cu Leverkusen și putem să-l luăm liber de contract din vara viitoare. Nu l-am luat noi, l-au luat Leverkusen atunci când am vrut să-l luăm noi și acum îl putem lua înapoi pe Chinoneș. Hai să-l luăm, să negociem, să vedem dacă putem să-l luăm. Și îl luăm pe Chinoneș, îl furăm lui Leverkusen, ne înțelegem cu el, va veni liber de contract în vară. Și e foarte bine, pe unde ne-a prins ăsta, ne-a cam dat gol, așa că acum ne înțelegem cu el și vine la noi din vară. Bă, e bine, fără bani, ce mai contează că nu o să joace sau o să joace foarte puțin. Oricum avem nevoie de lot în sezonul următor, pentru că probabil o să jucăm într-o competiție europeană. Și pentru că m-ați înnebunit cu mesajul ăsta, ia-l mă pe Pușcaș, ia-l pe Pușcaș, George Pușcaș. Îl luăm pe George Pușcaș, na, că vă fac plăcerea, pentru că avem nevoie de un român, am promis că în iarnă o să iau un român și o să le iau pe Pușcaș, că și așa atacanții mei nu prea fac față și poate Pușcaș face. Un schimb cu Balotelli, bă, ce ziceți? Schimb cu Balotelli nu vor, dar vor foarte puțin bani. 900.000 de euro, 10% într-un viitor transfer. Nu, bă, nu dau 10% într-un viitor transfer, că Pușcaș nu pleacă. 960.000 și atât. Bun. Hai la contract cu Georgica, mă. Georgica Pușcaș, mă. Ce fotbalist. Al dracului Pușcaș vrea doar un an de contract. E șansa vieții tale să vii la Hamburg, bă, o echipă care se luptă la titlu în Bundesliga. Și tu vrei un an de contract, ești nebun? Doamne feri. Bun, hai să acceptăm. Vine George Pușcaș. Luați-o pe asta, bă. Luați-o pe asta, George Pușcaș la Hamburg. Ia uite-l pe nebun, cum intră nebunul și se vede cu de Michelis, că e nebun, e prea nebun. George Pușcaș, bă, pușcăriașul Pușcaș. Georgica Pușcaș, rupe. Bă, bă, o să fie, știi cum, pe nou, cum zice, mă, lui ăla, ce a jucat la cum, bă, nu contează, Pușcaș e, dar mai contează. Numărul 16, Pușcaș, Georgica, ia uite-l. Georgica Pușcaș, mă. Fai de mine. Am rupt cu transferul ăsta, bă. 960.000. Luăm nota de. Bă, că nu știți cine e jucătorul ăsta, bă. 67 overei, mai bun ca Balotelli. Georgica Pușcaș o să joace, bă, destul de mult. O să-l joc, dar ce? Decât Balogun, să mă enerveze Balogun, mai bine enervează Pușcaș, nu? Îi dăm numărul 99, ca un dublu noir ce e el, că e un jucător de 2 ori mai bun pe poziția de striker. Ia uite-l, cu de Michelis, 99 Pușcaș. Ia uite aici, prezentare, bă, la băiatul ăsta, că merită. O, Isco primește o ofertă de la Crystal Palace. Mă tentează să-l dau pe Isco, sincer. Pentru o sumă corectă chiar l-aș da pe Isco. Pentru că nu că nu m-ar ajuta încă, dar are o vârstă și nu știu când mai scot eu banii ăștia pe el. Dacă ne dau vreo 16 milioane, îl dau. Nu vor să ne dea 16 milioane, deci Isco nu pleacă. Isco mai primește oferte la Aston Villa. Bă, cine îmi dă 16 milioane, îl ia. Am cerut chiar 15.500.000 și nu vor să ne dea. Cred că e maxim 13.5 milioane pe Isco. Dar parcă nu l-aș da cu banii ăia. Și vine meciul cu liderul campionatului, Borussia Dortmund. Și Mara nu joacă, e pe bancă totuși. Sekou Mara și Marcel Ruiz, foștii noștri jucători, sunt pe banca de rezerve la Borussia. Hai să vedem noi cu cine jucăm. Noi vom juca cu Tenas în poartă, Hato, Akanji, Kabak, Tavares, Kraus, Miretti, Tillman, iar în fața Son, Larsen și Zeballos. Jucăm cu o echipă puțin diferită. Pușcaș e pe bancă, Balogun e și el, dar Pușcaș cred că o să intre el. pe parcurs. Jucăm acasă meciul cu Borussia Dortmund, suntem la 7 puncte de ei, trebuie să batem neapărat, să ne apropiem la 4, altfel se îndepărtează la 10 și e greu să mai revenim. Miretti, Kraus, pleacă Zeballos, excelent acolo, Kraus îi trimite o pasă, dar Ben Sebaini se apără bine. Bă, până acum nu i-am bătut niciodată pe Dortmund, dar sper să o fac de data asta. Zeballos trece bine aici, bine de tot Zeballos. Zeballos, m-am băgat în el, aoleu. Ah, nu, nu, ce e asta, bă? Unde vă apărați, bă, proștilor? Bă, apărarea mea intra în poarta mea. Uitați-vă, uitați-vă la Kabak și la Diomande. Unde vă duceți, bă, handicapaților? De ce vă duceți după omul în loc să-l scoateți din offside? Incredibil așa, 1-0 Gyokereș îmi scrie. Doamne ferește, e incredibil ce... Numai asta nu mi s-a mai întâmplat în joc până acum. Son către Tillman, dar n-a nicio șansă cu Schlotterbeck. Dar totuși, ne, nicio șansă. Exact cum ziceam. Zeballos, haide tată, du-te. Du-te, e singura noastră modalitate de a face ceva. Cu Zeballos aici în bandă. E Larsen în careu. Centrare către Larsen. Uite unde a preluat-o. Uite unde a preluat. Doamne, doamne, mi-e rău când văd asta. Ai corner? Cum naiba ai corner? Mai contează. Hai să batem bine cornerul ăsta. E Miretti acolo, dă cu capul Miretti la măsa, în cur. Zeballos, 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 Zeballos. Pleacă Hato bine. Hato. Am dat pasă. Deci a făcut fake shot, am dat pasă înapoi la Zeballos. Dar Zeballos recuperează. Aia a fost centrare. Era să dau gol. Doamne feri. Gyokereș. Nu, 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 n-ai cum. Arnau Tenas scoate. Doamne ce repriză, doamne ce repriză. Da, e pauză, 1-0 pentru Dortmund. Eu așa repriză mai pe față cu scriptul n-am văzut niciodată. Bă, niciodată nu mi-a fost să văd. Ha, incredibil. E Akanji cu Kabak, am zis Diomande la gol acolo, nici nu mai știu ce zic. Nu facem schimbări în prima repriză. Hai să mergem așa și sper să jucăm bine repriza a doua. Miretti. Pleacă Son foarte bine, haide Sonaldo, du-te Sonaldo, Sonaldo, trece bine de Schlotterbeck, Sonaldo, în blocaj normal, Tillman aici se luptă și câștigă, Zeballos către Tillman, Tillman cu șutul, scoate Chiobel din nou. Ademi, Ademi nu poate fi blocat, ăștia în bandă aici nu pot fi blocați, dar vine Nuno Tavares și rezolvă. Hai pe un contraatac vă rog, Son, Heung-Min Son, se duce, Son, pasă, bine Miretti, superb undoiul. Foarte bine, Son, Son se duce, e și Larsen în careu, Son cu centrarea la Larsen, Strand, Larsen egalează, mă, da, mă, în sfârșit, bă, repriza asta parcă m-a mai lăsat să fac ceva, dar prima repriză a fost scriptul pe față, bă, pe față, bă, n-am mai văzut așa ceva, nu mi s-a mai întâmplat, bine că am egalat, nu mai contează, Larsen din pasa excelentă a lui Heung-Min Son, care e un pasator de excepție, centrare foarte bună și Larsen din aruncare, așa din plonjon cu capul ca Van Persie pe vremuri îmi scrie Chiobel, ce să-i mai faci la asta, bă, nemernicule? Bine, Miretti, recuperare aici, foarte bună. Miretti, dacă ieșea pasa la Larsen, la Larsen. Bine, Kraus, superb. Hai mă, hai că se poate, bă, nu-s așa de bun ei, bă, doar că i-a lăsat jocul prea mult. Hato, pleacă Zeballos. Bă, dar nu ies pasele astea, bă, nu ies pasele astea, dacă ar ieși pasele astea, aș fi campion mondial pe sate. Campion mondial pe sate. Da, bine Hato, bravo, hai cu un contraatac. Zeballos, pasă. Tillman, pleacă și Zeballos și Larsen. Larsen primește. Zeballos du-te în spate. Zeballos primește o super pasă de la Larsen. Zeballos, Zeballos în fața golului. Ezechiel Zeballos, de ce bă, scoate Chiobel. Olo. O să intre Jisung în locul lui Son. O să intre Isco în locul lui Tillman. Isco, nu Reis. De fapt, hai să-l bag și pe Reis în locul lui Miretti și o să-l bag și pe Georgica Pușcaș. Trebuie să-l debutăm. Larsen iese, intră Pușcaș. N-avem cum, bă, să nu-l băgăm pe Pușcaș în meciul ăsta. Debut cu Borussia Dortmund pentru Pușcaș. Și cum ar fi să dea și gol? Să vedem centrarea lui Isco. E către Zeballos. De ce tocmai acolo? Dar mingea e tot la noi. Hai Reis. Capitanul Reis poate centra. O face foarte lung, mingea e la Pușcaș. Georgica Pușcaș, super pasă. Nuno Tavares. Nu, trebuie să o dau înapoi la Pușcaș. Nu mi-a dat seama, băga mi-aș. Bine, Rei, superbă pasă. Jisung preia în centru foarte bine. Pasă la Pușcaș, Pușcaș mai departe. Kraus către Isco, Disco, Isco, Disco, Isco, Disco, Isco, Disco. Aoleu, ce bine se ducea pe acolo, ce culoare era acolo. Ha, ce bun era dacă trecea Isco acolo. Trebuie să ne apărăm bine aici, trebuie să avem grijă. Bine, Nuno Tavares, superb aici. Hai cu un contraatac. E Jisung, are proaspăt. Jisung e liber în centru. Reis, băi, la Reis în centru morții mătii de joc. Doamne, și s-a dat un minut de prelungire și normal că îi mai lasă. Normal că îi mai lasă. Nu pot să cred. Nu, refuz să cred. Bine, Kabak. Și corner și lasă și pe ăsta. Aoleu, deci dacă iau gol, nu mă mai joc niciodată FIFA. Închei cariera aici oficial dacă iau gol la faza asta. Vă rog frumos, spuneți-mi că nu e adevărat. Vă rog, spuneți-mi că nu e adevărat. Vă rog, spuneți-mi că nu e... Doamne, mi-a stat inima. 1-1 cu Borussia Dortmund. Uitați-vă la ceas. Uitați-vă ce... Bă! Am dat pas. Am dat pas la Reis. Era contraatacul meu fatal, letal. Îi băteam. Nu mai pot, nu mai pot. Larsen, omul meciului, omul cu golul. Incredibil, bă. Incredibil așa ceva. Asist pentru Son. Ce pas i-a dat Son. 7-3 la șuturi, 7-3 la șuturi, o iau razna, o iau razna, o iau razna și gata. Locul 7 pentru noi după egalul ăsta, 29 de puncte, Leipzig a trecut pe primul loc, suntem la 8 puncte de lider. Ăla mă interesează, locul 1, că acolo vreau să ajung, dar ar fi bun și locul 4 până la urmă. Wow, wow, ce ofertă! Tom Kraus ofertat de Real Madrid cu 92 de milioane de euro. 86 overe pentru Kraus. Ce să fac în momentul ăsta? Ce să fac în momentul ăsta? L-aș da, bă. Dacă îmi dau ofertă, dacă îmi dau bani mulți, l-aș da pe Kraus, că nu mi se pare cine știe ce. Am putea schimba formația, am putea face multe de tot cu banii ăștia. Așa că 125 de milioane, dați-mi 125 de milioane. Nu, nu-mi dau. Ok, ok. M-am complicat degeaba. De ce? Nu mi-au dat oricum. Bă, o să fac o nebunie. Nu știu, vreau să-l iau pe Elye Wahi. Și știți ce o să fac? O să-l dau pe Balogun la schimb. Că Balogun nu-mi place deloc. Și am zis că o să fie mai bun decât Wahi, dar apare nu e. Și dacă acceptă un schimb cu Balogun, ar fi excelent. Balogun la schimb cu Wahi și 2 milioane. Mamă, 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 mamă. Nu vă dau niciun ban, doar schimb. Wahi. Wahi pare mult mai bun, decât Balogun. Chiar dacă Balogun are OVR-ul mai mare, mi se pare Wahi mult mai bun decât Balogun. E și mai tânăr. Uitați-vă câte playstyle-uri are, ce playstyle-uri are. Nu știu, e foarte bun. Viteza e cam pe acolo cu al lui Balogun. E un pic mai înalt decât Balogun și asta poate să ne ajute. Hai să vedem dacă merge. Schimbul iernii, bă. Ce transfer ar fi? Iată ce salariu mic vrea, incredibil. Scoatem bonusul de la goluri și Elye Wahi în locul lui Balogun. Schimb pe schimb. Păi de asta l-am luat pe Balogun, mă, ca să le iau pe Wahi la schimb cu el. Deci practic cât am dat pe Balogun? Vreo 50 de milioane, cred că nici măcar. Deci practic cu 50 de milioane l-am luat pe Elye Wahi, care e mult mai bun decât Balogun. Eu zic că e o afacere extraordinară. Dar mai bună afacerea cu Pușcaș oricum. Hai să vedem dacă ia numărul lui Balogun. Dacă ia numărul 11 lui Balogun, nu, a luat numărul 16. Pe numărul 16 nu-l luase Pușcaș. Ce se întâmplă aici? Toată lumea ia numărul 16 care vine la noi? Elye Wahi, swap între Valencia și Hamburg. Folarin Balogun ne părăsește și vine Elye Wahi în schimb. Nota A pentru acest transfer și conducerea e mulțumită. Superb. Și avem o simulare cu Mainz, unde va debuta Elye Wahi în atac. Jucăm cu toți titularii, facem 1-1. Nuno Tavares intră și ne salvează la 2 minute după... Aoleu, ne tot încurcăm în campionat după ce am avut o serie atât de bună. Da, am căzut pe locul 8, incredibil. 30 de puncte la 10 puncte în spatele lui... Borussia, dar totuși putem să ajungem la 7 puncte de ei. Majoritatea avem câte un meci în minus. Avem și cu Wolfsburg care sunt pe 4 în acest moment. Pe 4 cu 34 de puncte, cu 4 puncte în fața noastră. Deci putem să ne apropiem la un punct de Wolfsburg dacă îi batem, dar acum a fost în episodul ăsta, sper că episodul viitor să fie mai bine. Data viitoare așadar încheiem perioada de transferuri unde am făcut un super transfer acum și vom juca în cupă cu Werder Bremen, wow, am căzut cu Werder Bremen în sferturi, nu e rău, Bayern nu a fost eliminată de Darmstadt, wow, 3-2, incredibil. Da, și vom juca în continuare în campionat, cred că videoclipul ăsta e foarte lung, dar nu mai contează, am trecut peste multe chestii, am făcut schimbul Wahi-Balogun, sper să fie bun Wahi, sper să se descurce. Vă mulțumesc că ați fost aici cu mine, dați like acolo, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, am fost Darius, cam atât, pa, pa!